Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Dragilor, vă invit astăzi la o etalare generală. Dacă titlul vi se potrivește, această etalare este pentru dumneavoastră. Haideți să vedem despre ce este vorba. Nu uitați că este o etalare generală care vi se poate să se potrivească în totalitate sau parțial sau chiar deloc. Dar dacă titlul acestei etalări v-a atras, înseamnă că există un mesaj totuși de aici, de reținut. Poate nu rezonați cu tot ceea ce voi spune eu, dar se pare că dacă ați deschis acest videoclip, va exista un mesaj pentru dumneavoastră. Așadar, ce mesaj au cărțile de tarot astăzi pentru abonații mei? Ce mesaj au cărțile de tarot astăzi pentru abonați și pentru cei care priviți acest clip în acest moment? Este o etalare care nu are timp. Să știți că este valabilă în momentul în care voi vedeți acest videoclip. Ok, în primul rând se pare că vă confruntați cu o problemă din care simțiți în acest moment că nu aveți ieșire, că nu aveți scăpare. Se pare că orice ați face atât dumneavoastră cât și o altă persoană din viața dumneavoastră, lucrurile rămân totuși neschimbate. Văd indecizie, văd revenirea în punctul de unde am plecat, văd incertitudine, incertitudine foarte mare, și ceea ce v-a adus în acest moment la această incertitudine este o instabilitate. Dumneavoastră ați așteptat ceva de la cineva anume, iar persoana respectivă v-a oferit, să știți, uitați-vă cum această femeie cu acest copil au acest cadou în fața ușii, deci există o ofertă din partea persoanei respective, dar ați fost surprinși pentru că oricât de frumos a apărut relația cu această persoană, în ghilimele oferta pe care această persoană v-a făcut-o, adică ceea ce a trăit cu această persoană, nu a fost decât poate o iluzie, nu a fost decât o dezamăgire. La suprafață lucrurile păreau ok, dar în interior se pare că surpriza v-a adus un gust amar. De ce zic surpriză? Pentru că nu v-ați așteptat nici la întâlnirea cu această persoană, nu v-ați așteptat ca universul să vă ofere această persoană în cale. Vă întrebați poate de ce totuși este scoasă această persoană în permanență în calea dumneavoastră, de ce vă reapare când vreți să faceți cu totul altceva. Iarăși universul face în așa fel încât să vă aducă în preajma acestei persoane sau apar evenimente în viața dumneavoastră care vă iau prin surprindere, în ce sens vă amintesc de persoana respectivă. Se pare că această persoană nu v-a mai făcut această ofertă sau s-a oprit. Există o detașare, există o distanță între voi și respectivul sau respectiva și atunci sunteți dezamăgiți în acest moment. Aveți impresia că persoana respectivă se joacă între dumneavoastră și de ce nu o altă persoană sau este interesată de altceva în acest moment. Vreți ceva nou de la viață voi. În mod conștient vă doriți un nou început. Acum, pentru câțiva, acest nou început poate fi legat de revenirea acestei persoane, pentru alții este să o luați de la zero. În ce sens? Să deveniți din nou vulnerabil, să vă regăsiți pe voi înșivă, să vă cunoașteți valoarea, să țineți la aceste principii, la aceste valori pe care se pare că le-ați pierdut pentru că ați făcut unele compromisuri. Nu toți,
dar există compromisuri pe care le-ați făcut câțiva. Iar acum știți că aveți toate aceste posibilități să mergeți înainte și manifestați acest lucru. Și într-adevăr aveți tot ce vă trebuie, gestionați destul de bine emoțiile și să știți că ați fost o persoană și sunteți o persoană care știe să gestioneze emoțiile, doar că ați fost un pic prinși în această poveste de iubire care v-a adus dezamăgire în acest moment. Ia uitați-vă câtă dezamăgire, vedeți că vorbeam despre dezamăgire. Această carte vă reprezintă, femeie, bărbat, puțin contează, vă reprezintă. Există dezamăgirea prin care ați trecut, există, uitați-vă cum sunt aceste fantome care urmăresc această femeie, da? Pentru că este o femeie aici, însă persoana de aici vă reprezintă pe voi, cei care priviți acest clip. Nu contează că sunteți femeie sau bărbați, vă reprezintă, iar fantoma respectivă reprezintă gândurile pe care le aveți vis-a-vis de persoana din mintea voastră, persoana despre care eu vorbesc acum în această etalare. Mulți dintre dumneavoastră o să vă regăsiți. Această persoană v-a adus foarte multe gânduri, atât pozitive cât și negative. Nu mai știați ce să credeți. Acum, da, vă oferea ceva frumos, după care totul se termina dintr-o dată, iar revenea și uite așa, roata întotdeauna, ciclul acesta nu s-a terminat, până când s-ar putea ca unul dintre voi să fi întrerupt acest lucru pentru moment. Însă mintea dumneavoastră a stat la această persoană, v-ați gândit foarte mult. Da? Nu știu dacă vă mai gândiți atât de intens, nu cred, dar v-ați gândit foarte mult la această persoană. Ați fost la un pas de depresie și văd că nu v-ați separat de mult timp. Separarea aceasta așa a trebuit să se întâmple. Nu a prevăzut-o persoana respectivă, nu ați prevăzut-o nici dumneavoastră, s-a întâmplat pentru că nu a fost clădită pe ceva solid încă de la început. Îmi pare rău că spun acest lucru, însă asta simt, că nu a fost clădită pe ceva bun, că această separare a dus nu de mult la reîntoarcerea persoanei care a plecat, persoana aceasta din mintea dumneavoastră, care a reprezentat până nu de mult o fantomă în viața dumneavoastră pentru că nu a fost prezentă, persoana respectivă s-a întors, să știți, mi-arată aceste cărți, însă întoarcerea aceasta pentru câțiva a dus la o împăcare frumoasă, iar pentru alții la o separare definitivă pentru că dumneavoastră n-ați mai acceptat. Alții dintre voi ați acceptat această persoană așa întoarsă cum este, cu toate caracteristicile pe lângă, însă o parte dintre voi nu ați acceptat. Ceea ce sunteți, da, sunteți voi oarecum optimiști, este discuția pe care o veți avea cu această persoană. Văd o discuție în viitorul apropiat și o discuție pașnică. O discuție pașnică pentru majoritatea dintre voi, dar atenție că această persoană în continuare vă va ascunde ceva. Deci va reveni, dacă nu a revenit până acum, pentru câțiva deja s-a întâmplat lucrul acesta, va deschide această discuție, dar tot va ascunde ceva. Da? Pe ceea ce mizați dumneavoastră este pe dragoste, pe iubire, pe, nu știu, vreți să îi transmiteți acestei persoane iubirea dumneavoastră, vreți ca această persoană să simtă această iubire și să o aprecieze.
Vă doriți foarte mult acest lucru, ceea ce nu vedeți dumneavoastră că se întâmplă, dar ca și influență externă în ceea ce vă privește este soarele. Păi, soarele reprezintă cea mai frumoasă carte din tarot. Se pare că există un viitor extrem de frumos pentru voi. Cineva acolo sus vă iubește. Este în planul divinității un viitor frumos pentru dumneavoastră, relaxat. Acum nu știu dacă acest viitor este legat de această persoană sau nu, sau pur și simplu viața dumneavoastră. Eu consider că este legat de voi și de planurile noastre de viitor. Pentru câțiva în viitor veți cunoaște o călătorie. În urma acestei călătorii vă veți simți extrem de bine. Vă veți întâlni cu o persoană iubită. Veți cunoaște pe cineva la drum. Va fi cineva cu care vă veți înțelege extrem de bine, poate să fie o persoană nouă, poate să fie această persoană, nu am de unde să știu, însă viitorul sună bine pentru voi. Voi nu vedeți acest lucru în acest moment, este o influență externă extrem de pozitivă în ceea ce privește viața dumneavoastră de acum încolo. Pentru alții dintre voi, celor care li se potrivește, există persoane dintre dumneavoastră care fie sunt însărcinate în acest moment sau vor rămâne însărcinate în scurt timp sau într-un an de zile viața, destinul le va oferi un copil pentru persoanele care își doresc acest lucru. De asemenea, văd o întâlnire cu o persoană din copilărie pe care ați îndrăgit-o foarte mult. Copilăria, adolescență. De ceea ce vă este teamă este de lumea materială oarecum, pentru că aveți, da? De ce nu, orice posibilitate să creați o avere. Vă gândiți câteva dintre dumneavoastră la o persoană. Această persoană este căsătorită. Această persoană de asemenea poate să aibă o întreprindere proprie, o funcție oarecare. Este o persoană extrem de matură, cu picioarele pe pământ, iar vouă vă este teamă de această persoană și în același timp sunteți optimiști cu privire la reîntoarcerea sau cunoașterea acestei persoane. Pentru câțiva, poate nu ați cunoscut până acum această persoană. Văd o persoană brunetă, tenul măsliniu sau o persoană brunetă cu ochii verzi sau albaștri. Femeie, bărbat, puțin contează. Este o persoană puternică. Dar aveți teama acestei persoane sau că nu veți cunoaște această persoană? Aveți pe cineva în minte? Alții dintre voi nu știți dacă veți cunoaște pe cineva în viitor? Răspunsul este da și poate avea caracteristicile menționate de mine anterior. Viitorul dumneavoastră, haideți să vedem două cărți. Wow, asul de cupe, uitați-vă cât de frumoasă este această carte. Veți primi o binecuvântare, o renaștere, o karmă a dumneavoastră va fi plătită. Nu știu pentru cine a fost acest mesaj, dar se pare că o karmă este plătită. Veți cunoaște o nouă iubire. Când mă refer la o nouă iubire, este într-adevăr o nouă persoană, iar alții dintre voi care vă doriți pe cineva anume, veți cunoaște această iubire cu persoana respectivă. Așa cum am zis, vorbește despre nașterea unui copil. Pentru câțiva aveți familie sau veți face o familie, veți întemeia o familie și va fi un copil care va rezulta în urma acestei uniuni. Wow, foarte frumos pentru persoanele care își doresc familie și își doresc să se căsătorească. Foarte, 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 foarte frumoasă această carte și această energie. Și o altă carte în ceea ce privește viitorul este, din nou îmi vorbește despre binecuvântare, din nou această carte îmi vorbește despre protecție, îmi vorbește despre stabilitate, îmi vorbește despre eu știu ce vreau, ce îmi doresc
Știu ceea ce sunt și ceea ce atrag. Sunt conștient sau conștientă de puterea mea. Iar ceea ce atrageți voi este această carte, această fericire. Și aveți în spate, nu știu de ce, această karmă strămoșească care va fi, să zic, plătită sau care va dispărea. Dacă a fost ceva negativ, vreo influență, se va termina. Ghinioane de ale dumneavoastră. Deci un nou început, dragii mei, stabilitate, pasiune foarte mare. Alții dintre dumneavoastră veți cunoaște o persoană mai matură, da? Poate să fie matură în gândire sau mai în vârstă decât voi. Există șansa cunoașterii unei persoane noi pentru mulți. Ca și semne zodiacale pe care eu le simt în această etalare sunt foarte mult Capricorn, Fecioară, Taur, extrem de mult Leu, Berbec, Săgetător, da? Foarte, foarte, foarte mult aceste zodii. De ce nu, mie vorbește, da, mai puțin, dar există și o influență Rac, Scorpion, Pești, dar mai puțin. Însă majoritatea văd foarte mult Capricorn, Fecioară, Taur și Leu, da? Iar această perioadă, îmi cer scuze, a dumneavoastră, în care ați fost așa, la un pas de depresie, la un pas de tristețe absolută, la un pas de a nu vă mai regăsi pe voi înșivă, la un pas de a spune, Doamne, dar ce am făcut, în ce punct din viața mea am ajuns și cum voi ieși, nu ies niciodată, când ies, veți ajunge la această carte magnifică. Și așa cum v-am zis, influența externă pe care voi nu o vedeți în acest moment este soarele acesta frumos, care este cea mai bună carte din tarot și care reprezintă viitorul dumneavoastră. Această etalare poate merge chiar de aici, de când dumneavoastră o vedeți, și într-un an de zile maxim se poate realiza. Eu știu că este mult ca și timp, ca și perioadă, eu vă spun doar energia cărților, dumneavoastră puteți lua doar ceea ce considerați că este util. Însă o energie extraordinar de frumoasă și ceea ce este de reținut este puterea dumneavoastră de a merge mai departe, dorința de a fi motivați și de a reuși și de a avea acest nou început. Acest copil reprezintă un proiect, dar eu mult îl văd ca o viață de familie și de ce nu? Doamnele care își doresc acest copil, există foarte mare posibilitate aceasta ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu acest copil. Dacă nu, copilul în general reprezintă un proiect și proiectul înseamnă voi și ce veți face de acum încolo. Dragii mei, aceasta este etalarea pe care v-am oferit-o astăzi. Sper să fi găsit elemente importante. Mulțumesc din suflet pentru vizualizări. Vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. La revedere, dragilor!